Știți, colonei din ăștia care obțin grade și funcții pe care nu le-au meritat niciodată doar pentru că apără cu veșnicie și cu curaj regimul politic care le-a dat grade, poate că înțelegeți acum de ce în ultimii ani șantajul și amenințarea au fost au reprezentat politici publice. Ori eu nu vreau să răspund în același fel, nu voi folosi niciodată aceleași arme, indiferent de cât de mult mă afectează la nivel personal. Cei care, începând cu colonelul Turcescu și terminând cu ceilalți coloneli, colonelul Flutur, iertați-mă, uitați că am uitat de colonelul Flutur. Toți acești oameni și dosarele lor, evident, pe această temă, vor fi verificate de către Ministerul Apărării și dacă au obținut respectivele grade în mod ilegal, prin impostură, trebuie să răspundă